Ne reîntoarce pe contraband police, joaca voastră favorită. Mă gândesc la final să facă competiție, compilație, voiam să zic, dar nu mai merge creierul. Știți și voi că e doar unul dimineața când filmez. Avem suspectul acesta de 40 de ani. Să fie seria full, știi? Dacă vrea cineva vreodată să vadă contraband police, îmi place ideea asta, să compilez toate episoadele într-un singur episod. Și cine mai vede vreodată pe viitor... Petruța! Ce faci, fată? Fii atent, deci animalele astea, ca să știți, se poate să aibă contrabandă. De exemplu, e o poză cu un porc, am văzut pe Steam, și e de fapt un porc de porțelan. Nu e un porc real și când îl sparge are contrabandă în el. Deci de aia animalele pot avea contrabandă, dar nu cred că poate avea contrabandă dacă, dacă se mișcă, adică decât dacă e un animal fake. Da, zvidania. O, dar se vede că mă încet vocea asta. Bun, bun, bun. La job, mă știți doar. Hai să ne mai uităm o dată. A fost unul în episodul anterior cu număr, mamă, nu pot să vi-l spun. XPE5600YK. Durează un pic până mă încălzesc, știi că abia am venit. Arată ca el în poză. Adan era Liev. Adan era Liev, ok. Adaj, aici e greșit numele odată. Bun. Are 1520, ia să vedem. Destul de aproape. Zice că are două găini, ceea ce e adevărat, 5 detergent și un luggage. Credeți că putem să le numărăm noi direct așa? Eu zic că sunt toate acolo. Și nu are 5 detergent. Mă, nu are 5 detergent. Eu vă zic. N-aș vrea să mai scot alea că ne bate în capul, dar nu are 5 detergent. Deci nu are. Până acum n-am găsit pe nimeni cu contrabandă aici. Da, mă, are 3, deci o să-i dăm deasupra, nu are. O să-i dăm la inspecție cargo listul care e greșit. Ok. Ne uităm ca și aspect. Mașina, stopurile are în regulă, bara e în regulă. Nu are geamuri sparte, oglinzi care lipsesc, pană nu are. Bă, e intactă mașina, deci nu știu, ori sunt eu chior. Mașina e în regulă, odată. Așa, ne uităm, Adan Eraliev e bine. Vreau să văd dacă are 40 de ani. Nu are. 24 mai e ok. 14 aprilie. Expirat. Ok, turism. Și zici, trebuie să fie vaccinat cu Novid. Nu știu dacă ați văzut episodul anterior. Adan Eraliev. Și este până în aprilie, dar e ok. A, nu, e când a fost vaccinat și probabil ține un an sau nu știu. Nu știu, jocul ăsta e mega interesant. Știi de ce? Pentru că nu l-am jucat. O să-ți dau un deny ție. Nu știu dacă mai lipsește ceva. Nu m-am uitat la mașină dacă e azarv. Jocul ăsta e super underrated, părerea mea. Uite, mașina nu e ok. Vehicle type greșit. Bun. E interesant jocul ăsta, mai ales cum l-am jucat eu. Pentru că eu am jucat câte o oră și ceva în sesiuni mai multe. Și e așa, e foarte refreshing. Nu știu cum să zic. Plus că, nu știu, au trecut și uneori mai multe zile între sesiuni. Și mereu când îl rejoc, e proaspăt, e interesant. Perfect a fost. 10 din 10. Audit 6-6. Bun. Prima oară verificăm vârsta. Dacă are 40 de ani, s-a dat jos din mașină oficial. Avem așa. JVL 7473EP. JVL 7473EP. Facem și o inspecție tehnică. Nu e nimic spart, geamurile le are, n-are pană, are spoiler, că are tuning de la vericu. Aici nu pare că are contrabandă. Aici ceva e neregulă, dar nu-mi dau seama ce. Nu știu ce să pun pe asta de inspecție. Stai. Broken light, poate? Nu-mi dau seama. Mă corectați voi în comentarii, chiar nu am idee. Bun. Hai să ne uităm puțin. Semeni în poză, ai și ăsta, așa. Hakim Polat. Ok. Hakim Polat. 990. A trecut de limită. Din păcate. Acum, e interesant că eu n-am mai prins pe vreunul să treacă de limită. Parcă. Deci, dacă trece de limită, putem noi să-l dăm puțin jos să vedem dacă are contrabandă? Aia e întrebarea. Pentru că e posibil să ascundă ceva vericul. Stai. Dă-i din nou.
Și că mi irosești timpul. Nu ți irosesc, că de-aia sunt plătit. Să verific. Înseamnă că e de la bagaje, nu? Pe platform. Pe platform nu cred că are cum să pună. Nu cred că am găsit vreodată să pun. Ok, astea sunt identice. Îi le dăm la Veric să le ducă înapoi. Ah, vă duro. Da, e chill așa jocul ăsta, îmi place. E relaxant, că nu mă joc super mega mult, gen 10 ore într-o zi. Și atunci e ok. Ok, mă uit aici, are soap. Zice că are unul soap, ceea ce este greșit cargolistul. Poate a pus mai puțin ca să treacă cu mașina și are greutate, dar nu știu, că nu cred că era doar să pun ăla. Micros e bună mașina, dar o mai verificăm așa ca să vedeți și voi. E în regulă, că o știu. Hakim Polat e bine. Codul ăsta odată. 6 iunie e bine. 18 mai e bine. Turism. Colera. Da, nu e, nu are vaccinul bun, din păcate. N-avem ce să-i facem. Februarie e ok. Da, nu am ce să-i mai zic. N-am ce să-i mai reproșez. O să-i dăm noi deny. Nu știu dacă e perfect ăsta. Siemrahove. Da, nu știu dacă e bine, dar ăla deja văd că are pană. Că e într-o parte mașina. Ia, se închide asta? Nu s-a închis. Hai că-l ajutăm noi. Deja are pană Vericu. Ia mă, zine, în regulă? Perfect? Nu. Avem așa. Broken lights era 0. Înseamnă că ăla e bug vizual. Era cu alb stopulețul ăla sau ce era. Dar în realitate 0 trebuia să pui. Am pus 1 și a fost greșit. Nu am văzut că nu e numele bun. Vezi, nu am văzut. Bun, ăsta deja am dat documentele. O să plecăm din prima cu un flat tire. 2 chiar. I'll show to survive the pandemic. Chiar că ne învață la pandemie. Ceva cu Acaristan. NBQ 141 4YB de la YouTuberstein. Ok. Are 2 geamuri. Vezi, înainte puneam doar 1, dar astea sunt 2 geamuri separate. Broken windows 2. Și pe spate avem un ce ăla? Missing bumper? Sau defected bodywork? Și nu știi dacă e spart, e nespart. Mamă, ce car ăsta. Cred că o să-i măsor după aia greutatea. Ok. Vreau să verific și eu dacă ai 40 de ani, că parcă a intrat o melodie cam sas așa pe fundal. N-ai mă, n-ai ești bine. Bun, deci Dino. Urc. Ok. E bine, e bine. Ăsta e bine. Azar V. Verificăm de îndată. Da, e bine. 2.8 așa. Nu cred că trece de greutate că e așa. Dino urc. Ok. 17 iunie. E bine aici, corect. Asta am pus. 2 iunie e bine. Pentru muncă. 5 martie e bine. Dino urc. Ok. Bun. Păi, ești în regulă. Atâta că trebuie să mai verific eu o dată aici de urgență. Și să dăm puțin cu lanterna. Da, nu știu dacă greșesc eu, dacă nu greșesc. Bărbița o ai la tine? Da, mă, oare la el. N-am ce să-i fac, mă, băieți. Deci nu am ce să-i fac. 3 barrel și 4 radioactiv. Deci cară castraveți și chestii radioactive. Bă, n-am ce să-ți fac. Ești approved. Trebuie să mai și treacă unii oameni granița, nu? Ești approved, ia. Trage-ne direct după el. Poți să-l mai un înapoi? A, bă, frate! Ai, caramba! Vezi, am făcut greșeala să... Am uitat să-i măsor greutatea. Am uitat. Pentru că am scos să le... Trebuie să-i măsor greutatea înainte să le scot. Și am zis că hai că le fac după ce le pun la loc și nu le-am... N-am mai făcut. Am greșit, băieți. Oreste, cine mă ăsta? Hurry, my sister is seriously ill. Oh, vrei să mă grăbesc după ce că l-am admis pe la greșit? Ia, haide-te jos că m-ai supărat. Sunt ca profesorul de la școală, deci varsă nervii. Cu altcineva. Ia, hai că nu ne mai grăbim deloc dacă mă grăbești.
Orest Zmitov, ok. Ok. KPJ75611KT. KPJ75611KT, e bine. Grazduc, e bine, cred. Nu e bine. Nu e bine. Bun, deci o să începem cu vehicle type. Nu e bine. Ok. Hai să scoatem asta de aici. 29 aprilie e bine. Orest Zmitov. Da, e bine. Orest Zmitov, așa. Codulețul l-am verificat. 13 septembrie 1981. Bun. Vreau să te urci înapoi în de fapt, nu. Stai să controlăm și așa, da? Știi care e faza cu jocul ăsta? Niciodată nu au contrabandă decât dacă sunt criminali. Ceea ce e un pic anticlimatic, dacă mă întreb pe mine. Ok, du-te înapoi în mașină. Da? Adică ăsta clar nu are contrabandă la el. Pentru că nu e criminal. Skinny criminal. Da. Ok, nu putem să-l lăsăm pentru că e vehicle la greșit, știi? N-avea nimic în mașină, nu? Nu căra. Da, 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 da. Ok, n-am făcut greutatea din nou. Da, mă, dar n-are, ce, n-are cum să treacă de greutate, că n-are nimic în mașină. Deci îi dăm din ai. Am făcut o greșeală, nu știu, hai că vedem, că are doar vehicle type-ul greșit, deci... Habar nu am. Ce cară bă ăsta cu el. Se împrivie, druzia. Ia mă, ce mai era greșit. Poza nu era bună și entry regulation. De ce entry regulation, nu știu. Spuneți-o în comentarii dacă n-aveți ce face. Ok, ăsta nu e în poză odată, că are barbă, nu știu. Gul 4466 fără. E bine. Zagră 53. Verificăm de îndată. E bine. Ok. Verificăm farurile să văd dacă-s bune. 4240. E bine. Ahti Nurmela, deci e umbrela. Ahti Nurmela. Ahti Nurmelo nu e bine odată aici. 21 martie e ok. Codul așa. Ahti Nurmelo Nurmela. Da, nu e bine. 7 septembrie 1980. E și greșit numele, e și expirat documentul. Gen, what? Ok, hai să dacă ai caprele în spate. Salut. Oh my god. Voi vedeți ce văd și eu? Capra asta e de porțelan. No way. Bro, voiam să arăt capra de porțelan. Oh my god. Alarm și ăla nu trebuia să treacă, că avea contrabandă, ce are stan, cred. Ai scăpat? Poate de-aia au atacat ăștia, ce zic? What? Nu dă armă la distanță? Ce se întâmplă, mă? Trebuie să mergem să mai luăm glanțe după asta. Oba, te-ai împiedicat, ok. Bine, aici oricum e... Adică... Mă grăbesc degeaba. Pentru că... Eu să vină la infinit, dacă are sens ce zic. Cred că îi aștept să avanseze. Bă, nu mai am gloanțe, glumiți? Îi las pe ei mei să termine, nu mai am gloanțe. Trebuie să stea pe loc și să-i dau direct cap. Gen, no way, man. Imaginează-ți că eu mai am 3 gloanțe. Ăla era ultimul. Am cheltuit chiar multe. 37 am cocoșat. You're fit for the job. A dispărut și mașina. Bă, ne-a scăpat ăla, mă, cu capra aia. Nu. Da, mai am... Păi mai aveam gloanțe pe pistol, mă, nevermind. Eu acum am realizat. Credeam că mi-am vândut pistolul. La pucălie nu mai avem pe nimeni. Mi-au zis abonații să upgradeze cocioaba asta. N-avem decât să ne facem și noi o casă ca lumea, boys.
Da? S-a upgradat deja. Ca să putem, să-i zic. Să dăm ăla, să interacționăm cu space-ul ăla mai mult. Știi, ca să ne permite să facem diferența de la data de expirare de pe document cu ziua de azi. Și ăla, îți obosește caracterul, nu poți să faci la infinit. De-aia trebuie să upgradezi căsuța. Caricata. Nu e rău. Bem și noi niște apă că e bună. Nu mai putem să bem G-Fuel că e 1 dimineața. Și a plecat cu totul. Avem o ceartă cu vecinii. Avem trafic la graniță. Alte restricții, alți criminali. Opa. Fii atent. Foreign goods limit. Decizia este în felul următor. Ca să protejăm economia țării, transportul bunurilor din țările dinspre sud este restricționată. Maximum pe care pot să-l transporte este la categoria mâncare 6 bunuri, chestii de chestii casnice 3 și chimicale 4. Asta o să fie un pic complicat, părerea mea, dar nu chiar. Avem următorii criminali. Acaristan n-are bară, mașina e gri, 37 de ani. A, ăla era de 40 de ani? Ultimul? Ăla era, bă, cu capra. M-am prins prea târziu. BPU. Ok, au venit aia și l-au salvat, cred. Da, știu documentele, că știi ce e de făcut. Ah, vă dur. Vezi, bar, despre bar asta vorbeam eu. GUL 9797NW. E bine. Gibran Bazar. Ok. Aici numele e greșit din prima. Păi nu mai e nevoie de vaccin, gata? S-a dus aia cu vaccinul, sau? Cargo list, damage control, vehicle registration, așa. Ok. Ok, ok, ok. Ne face nouă jobul mai ușor. Am mismatch, ok. 27 martie 1981. Deci ăsta este expirat, corect? Bun. La muncă. Așa, are în felul următor. Deci, trebuie să mă uit la vârsta lui. Nu are 37 de ani. Ok. Never mind. Moment epic în comentarii, 37 de ani. Te poftim jos. Ah, vă dur. Hai că l-am rezolvat repede. Ok. 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 Le-am văzut și pe alealte, dar... Bă, ești nebun? Se urcă la loc? Trebuia să-l arestez, mă, are sens într-un fel. Nu, știi care-i fa... Chiar eram curios. Ok, oricum am upgradat mașina la maxim, gen. Nu mai pleacă nicăieri. Chiar eram curios dacă se urcă la volan. Știi? Chiar eram și pe partea elaltă. Puteam să-i trag un glonț, dar nu cred că e scopul să-l împușcăm. Oricum, niciodată nu scapă, vă garantez. Pentru că e mașina upgradată la maxim din episodul anterior. Plus că el are o dubă. Problema e cum îl blochez eu cu mașina asta mică. Cred că mă pun în fața lui sau... Bă, da... Ar trebui să aibă roțile sparte, aia e problemuța. Deci nu pot să trag cu pistolul sau... Bă, n-am cum să-l dobor, mă. Decât dacă îl împing așa... Stai, fii atent, mă pun în fața lui. What the freak? Nu pot să-l opresc! Gata, mă. Ok. Bă, dacă toți suntem aici, oricum nu ne grăbim. Aparent ne grăbim, nevermind. Hai să luăm coca. Pe aici era ceva, dar a căzut la noi acolo în bază. Ok.
Cred că mai are pe partea asta, uite aici. Nu are. Și mai ascunde gen pe la, dar nu văd că e mașina proptită ciudat. Mai ascunde pe la roată pe aici, pe la bară, pe la bărică. Da, nu văd exact. Bun. Mai fii atent. Unde suntem noi? Stai că m-am cam blocat. Unde suntem noi? Că nu văd. Sunt super aproape de bază. Deci omul efectiv s-a învârtit pe aici și ne-a dus înapoi la bază. Ok. Că voiam să-l duc să-l arestez direct, dar... nu mai e cazul. Bun. Păi, tu o să fii transferat. To prison. Sunt curios, dacă teleportezi mașina, se oprește, nu? Ok. Repară, știu dacă e ceva de reparat pe acolo. Ah, va duro. Da, mă, dar trebuia să-l arestez, știi, să-l încătușez. Are logică atunci când te gândești după, știi? Dar am vrut să văd și dacă, într-un fel, bă, merge în jocul ăsta, adică am învățat așa, the hard way. Bun. Ideea e că am luat astea. Adică am luat contrabanda, doar că ne-am plimbat un pic. Dar uite că e pe minus. Trebuie să iau glanțele. Da, am la pistol, mă descurc. Nu, voiam să mă uit în inventar. Uite, vezi că am câteva pe aici cu problemuță, să zicem. Bun, salut, salut. Așa. YVD6621HW. 6621HW. Da, e bine. Arăți cam poză odată. BYZYLROSAC. Aici e deja greșit. 120, hai să verificăm. Bă, la limită ești. Mașinuța Grazduc, nu știu ce e aia. Este greșită mașina. Într-adevăr, vehicle type odată. Bun, Acaristan. Bă, trebuie să te verificăm. N-avem ce să-ți facem. Pentru că scria că cineva e într-adevăr Acaristan, da. Păi, Petelică, te arestăm. Adică am învățat și noi de data trecută, nu? Nu ne mai prostim. Hai că sunteți frățiorii, criminal arest. Nu suntem nici chiar așa fraierică brașoveni. Măi, dar eu sunt din Brașov, ce-i cu noi? N-am nimic cu nimeni, ok. Gloanțe cărau astea, îți dai seama? Să cără o bombă în roată. Bă, ia vezi ce am în inventar. Atât am de zis. Ce nu mă lasă să mă uit la capotă? Ok. Nu știu pe unde mai poate fi pusă e problemuța. Așa. Aici nu. Hai să dăm alea jos, că știu că le mai ascunde aici. Bă, pentru prima oară nu mai avem spațiu. Dar asta nu contează oricum, că le punem în depozit. Mi-a plecat și vocea. Nu, fii atent. Dăm așa un dublu click la fiecare. M-am apărut cutia acolo în depozit, ia vezi. Frumos, frumos. Folosim și noi pentru prima oară depozitul. Ok. Bun. Nu mai numărăm. Wow, glumești? Wait, what? Mamă, pentru prima oară. Vedem cam cum arată, a? Ok. Bun, păi curăță mașina cu totul. Scapă de ea. Da, mă, e bine. Avem bani, am luat și contrabandă multă, l-am și arestat pe ăla. Chiar e perfect, n-avem de ce să ne plângem. Continuăm în continuare, cum s-ar spune. Ah, mă duro. Deci, fii atent, nu cred că o să mai fie oameni cu contrabandă. Avem așa, BP-ul la număr, să-i lipsească o bară sau să fie mașina gri. I mean, habar n-am, ăsta e gri, presupun. Dar nu cred că mai e din nou.
Drop Shadow, da. GWJ86868YY. Mangal Kizorig. Mangal, așa. Aici din nou e greșit numele. Să-i dau eu pe ăștia jos care au numele greșit, adică chiar poate să aibă el contrabandă. Nu cred, nu? Mă rog. Hai să măsurăm din nou. Nu trece. Avem Z, A, G, R. Gen, ok, greutatea. Da, asta e mașina. De obicei te uiți după bot cel mai bine. Ok. Deci aici suntem bine. Mangal, ăsta e în regulă. Aici nu era bine. Hai să vedem codulețul. 17 mai e bine. Ok. 20 februarie expirat odată, n-o să treacă. Hai să ne uităm în spate de tont. Ia. Aruncă toate astea, sincer. Cât timp sunt alea aruncate, ne uităm și la o inspecție. Deci, pe față ne prezentăm bine. Avem o pană, dacă zic corect, un flat tire. Oglinda e acolo. Ok, broken light pe acolo, două broken lights, n-am dat click, ok, și oglinzile le are la el, bun. Vezi că e meticulos. Ah, poate să ascundă, am înțeles. No, suntem ok. Hai cu nenea asta. Deci tu un return cargo. Clar, nu trece nenea. Nu știu de ce am deschis ușa, dar mă rog. Avem așa, biohazard, trial materials 3, soap avem 2, gas range 1. Uai, n-am înumărat frigiderul. What? Da, mă miram eu. Mă miram eu, da, și refrigerator 1. Bun. Scuze, ce mi-a mai scăpat. Ok, am și uitat că are voie doar cu 6 bunuri de mâncare, 3 cu nu știu ce. O să mă uit la ăsta. Stai să vedem. Deci nu are BP-ul la număr. Ce am greșit, mă, ea. Broken window, avea un geam spart, poza nu era bună, entry regulation. Presupun, adică eu n-am mai numărat alea, da, v-am zis, n-am mai numărat alea la entry regulation. Dropshava. Bun. Amin Jagal. Jargal. Ok. Aici e bine, bine, bine. Începem așa, 5 ianuarie 1982. Asta e bine. Majoritatea 81. Hai să vedem câți ani are. 30. Mai e după vârsta, nu mai e. Ăsta e gri, ce-i drept. Chiar e gri. Bă, chiar e gri. N-am ce să-i zic. Ok. Dar ne mai uităm noi odată. 6 septembrie 1981. E bine. Poza e ok. Lich 57 ăsta știu că e bun. Deci nu cred că e troll. Da, e bună mașina, e ok. Așa, 6. Mamă, nici nu pot să măsor. Trebuie să-l trimit în mașină, nu? Ca să măsor greutatea, sau? Un pic enervant. Da, e pe departe. Bun, ce mai verificăm? Ăsta l-am verificat, mă rog. Avem doi porci și o capră. Hai să vedem. Bă, chiar voiam să văd capra aia fake. Acum, la doi porci și o capră, nu știu ce zice. La animale mă gândesc, sau? Food 6, household, așa și chemical. Cred că intra mâncare animalele? Sau la ce intră? Că nu e carne, dar gen direct, adică trăiește animalul. Mă rog. Bun. Deci pare totul ok până așa. Mă uit puțin la YKY7118BY, e bine. Flat tire nu are.
Ok, pe spate e ok. N-are număr pe spate și parcă îi lipsește un bumper sau? Nu știu cum funcționează mașina asta. Am văzut ceva sau mi se promie? Na. Bă, cred că e clean nenea ăsta, deși pare criminal așa că are mașina gri. Dar cred că ne dă bait jocul. Nu mă deschide. Dar cred că ne irosim timpul. Sincer vă zic. Dar nu știu că pe spate... Chiar n-am idee, îi dau bine. Chiar n-am idee. Chiar nu am idee, nu știu. Cred că e bine, abar n-am. E nu era bine? A, da, bă, în sfârșit. Unul care trece și e perfect. Perfect inspection, zice la... Da, mă rog, nu vedeți de facecam, ar trebui să dau mai jos așa, dar am uitat. Mă rog. Conflict in the South, a, se luptă aia între ei. Conflict așa. Da, e tot ok. Bun, și ăsta e ultimul pe ziua de astăzi. Ar trebui să pun și o capacelul, că am aici o sticlă. Bun, ia zi. Are ochelari, dar în rest, da, el e ok. IRF2106AM. IRF2106AM. Ok. Aici e bine. Aici e bine. 2890 e bine. Nu cară nimic în mașină, asta e lista de lipsește. Că nu știam eu ce lipsește de aici. 26 mai e bine, 18 mai e bine. La muncă. Zic, codulețul e bine, numele e bine. Totul e ok. Azar vâia. Da. Ăsta e squeaky clean, zic eu. Da, IRF210, așa, așa seama. Bun, hai să ne uităm puțin. Inspectăm totuși ca idee, geamuri sparte nu are, flat tire nu are, numărul are și pe spate. Chiar pare ok, n-am ce să-i zic omului. Bă, dacă ai contrabandă mai păcălit, felicitări. Goodbye. Ok, eu mă duc și bag pe ăștia în mașină și mergem să cumpărăm niște glonțișoare. Da, e perfect inspection. Transfer to police car, transfer again. Okidoki. Se lasă și seara. Deci nu mai contează atât de tare. Okidoki. I-am băgat pe frățici. Cat criminalii și mi-au spart o roată, cred. Că merge cam ciudat mașina. Ok, și ca să rezolvăm bug-ul, ne oprim aici. Ieșim pe ușa aia. Oh my god. Nici cealaltă ușă nu ne salvează măcar. Întrebarea pentru voi e, mai are cineva bug-ul ăsta sau l-am doar eu? Că e enervant. 600 e ok. Da mă, ia mi-a spart roata, mă. Tras direct în roată șobolanii. Bun. A, ce prostă laina sunt. N-am luat alea de contrabandă. Transferăm multe. Deci chiar am transferat cât de cât. Și mai am eu un inventar, fii atent. Mă aduc în noaptea asta, n-am ce să fac. Atâta că îmi buguiește caracterul și aici când am ajuns din nou mi l-a buguit. Și trebuie să merg pe jos mult, adică e... E un pic nasol, îmi pare rău de jocul ăsta. Full! Port bagajul full cu contrabandă, nu cred. No way, man. Oare mi-ngreunează mașina? Am ajuns. S-a oprit motorul, s-a oprit O fi că opresc motorul prea repede, mă? Ce trebuie să fac în joc? Să aprind lanterna, să mă... Rog. Să aștept oare n-am idee. 800 de dolari în contrabandă, voi vă dați seama? Cât de insane e. Mă duc la Vlad să cumpăr niște arme, gloanțe de AK și după aia suntem all set. Și ajuns. Oprim. Pornim, oprim. Doamne, cea mai mare frica mea. Salut, salut, fii atent. Vreau în felul următor să cumpăr. Mă interesează cuțită Laina. Mă uitam care are mai mult damage sau așa. Da, deci mă interesează cuțită Laina. Și ce ne mai trebuie? Mai dă și o rangă.
Just in case. Bun, și după aia la rifle. Wait, what? A, se stachează, mă. Gata, mă, să nu mai iau niciodată. 570, o să ne ajungă. Pentru câteva lupte destul de măricele. În sfârșit pot să parchez eu cu spatele. Ok. Hiper. Canoa vreau să fie, ganță. Perfect, dormim și noi. O, da, ăla nu doarme niciodată. Mereu ne întâmpină la noua noastră căsuță, uite ce frumos. Avem și ventilator. Parcă în sfârșit după atâtea episoade avem și noi o casă normală. Un ventilator cu un pad normal. Ok. Another busy day. Deja avem trei bărbați. Bară, gri, BP-ul la număr. Let's go. Am păsat cătările din greșeală. La fățucă ai altă barbă, aia e problema. Nu știu ce să zic, așa că o să selectăm photo. SZI 8479SN. Ok. Hai să vedem. Odon Hadia. Ok, Odon Hadia, O2 Hadia nu e bine. Avem Azar V. Eu zic că e în regulă. Deși ăstea nu par în regulă. Dar cred că e altă variație de mașină. 2890 kg. Ok. Deci trece de greutate. Vehicle weight. Deci avem așa, missing bumper nu e. BP-ul nu e. Și mașina e gri într-adevăr. Ia, dă-te tălică ușor jos din mașină. Ok. Felicitări, domnule. Fresh la pușcărie. Abia ce i-am dus pe băieți ieri. Fresh, rău de tot. Da? Bravo. Stai acolo. Ne ducem în spate, care are destul de multe nenea. Cred că la, nu trece la regulation. Adică uitați-vă câte are. Da, hai să dăm noi unpack. Mamă, ce e aici? WC-uri, sigur are ceva în WC-ul ăla. Vă garantez. Cum era să trag cu pistolul? Exact, exact. Ia să ne uităm în... Mamă, și la șoferaina. Opa. Ok. De ce nu le-ar fi pus aici? Le-a băgat la șofer acolo. E mai safe, mă gândesc. Nu știu, poate să le bage în bar aici? A, bar, na. Pe aici n-are cum, sau? Nu știu. Ok. Nu mă mai interesează să le notez. Ne uităm așa în mare parte. Le-a pus în ciment? Nu. Parcă văd că le-a pus în cuptor. Nu. Nu. Nu cred că l-a pus în veceu. Salut, salut. Nu, mă, era squeaky clean omul. Avea doar câteva acolo la roată, la... Ah, Maduro. Da, mă, da, rezolvă-l. Rezolvă-l că nu e bine, mă înțelegi? Bun. Next up, cât timp vine ăla, băgăm aici la, la storage. Deci avea bani fake. Oare ce face cu ei? Bine, că nu se prindea la magazin, mă gândesc, de fapt. Salutare, salutare. Avem un fel următor. Tu nu mai ai gri, dar missing bumper sau BP-ul la număr. N-ai nici missing bumper, nici BP-ul, deci ai murat. Shuli. Ok. Murat Shuli, murat Shuli. Ăsta nu cred că trece, are fertilizer 12. Deci cred că din start, din start nu trece că are prea multe alea. Deci nici nu trebuie să mai pe foaia, că mă rog. Așa. Hai să vedem aici. E bine, 28 octombrie e bine. 8 decembrie, pardon, e bine. Așa, trade. Vreau să văd numărul mașinii SEQ3888LT. Da, 4240 la limită, Zagr 53,
Da, e varianta extended cu bena aia sau ce-o fi, cu, mă rog, chestia deasupra. Nu bena. Bun, păi, tu ești în regulă. În poză, pare că ești tălică. Dar nu poți să intri din cauza astea. Hai să verificăm și noi puțin. Nu mai are cum să aibă contrabandă la el, cred. Ok. N-avem ce să facem decât să... Se prăpădești timpul, păi trebuie să le număr pe toate, mă, veric, n-am ce să fac. Ăsta e jobul meu. Deci ai odată așa, odată așa. Nu cred că ne dă doi cu contrabandă la rând. Da? Deci totul este numărat. Ne uităm repede peste așa, ne facem o idee. Se mai uită cineva la episod sau vorbesc singur aici? Aia e întrebarea. Bă, măcar o persoană cred că se mai uită. Bun. Asta se urinează aici pe... Ok, bun, închidem chestiuța asta. Bă, nu pot să-l las, mă. Deci scrie în felul următor. 6 mâncare, 3 household appliance, are 12 fertilizer și 4 chemicals. Fertilizerul nu intră în nicio categorie, dacă stau să mă gândesc. Deci vreau să fac un test. Nu o să-l las și să vedem dacă trebuia să-l las pentru că fertilizerul nu intră, știi? E questionable. E, adică, cred că ar trebui să-l las, dar, mă rog. Te respinge momentan, tu ești un fel de test. Și vede, Siem Rahove. Spune-mă la șeful dacă am greșit și reparăm. Ok? Înseamnă că ei interzic doar în categoriile astea 3 și în restul pot să care cât vor, dar nu prea înțeleg care-i sensul. Ca să nu afecteze prea tare economia. Da, era ok. Era ok. Aveți și voi dreptate, n-am ce să vă zic. Era ok. Și era și perfect dacă îl lăsam. Bun, are un cărbune. Ismail Bayard. Ismail Bayard. Ismail Bayard. Ismail Bayard. Bun. Ce e melodia asta? Melodie de criminal, ce e asta? QJY1222 1222 TP. Ok. 6 tone 200 de kilograme. E trecut la greutate. Sunt curios dacă e trecut, dacă are contrabandă sau nu. Deci vehicle weight, din păcate tu nu mai poți să intri. Ești cam poză. 17 mai e bine, 3 iunie e bine. Asta parcă l-am mai verificat. Lich 57, deja știu că aia e mașina. Deci n-am ce să mai. Ok. Hai să verificăm cărbunele ăla din spate. Oh my god. Ok, aia. Cred că e doar un sac, acum are sens de ce nu poate să intre. Nu pare că are ceva la el. Pare clean mașina. Dar nu te putem să lăsa să intri din cauza alea, da. Onaia nieta. Da, mă, n-am ce să-ți fac, n-am ce să-ți fac. Ai cărat prea mult cărbune, pur și simplu. Salut, frățiorul, ia să vedem, direct contrabanda cum era. Era prea troll. E bine, da? Perfect. Ok. Tadeus Sar. Trebuie să intru rapid, auzi ce zice. Ok, hai că rezolvăm repede dacă te grăbești. Tadeus Sar. Da, e bine peste tot. 25 mai e bine. 1 decembrie e bine. Codul am verificat, e bine. Trebuie să ne uităm DJB5605VJ. DJB5605VJ e ok. Grazduc 4190, 4 tone 100 de kg. Grazduc, hai să vedem și noi Grazducul ăsta ce e. Bă, da. Da, suntem ok. Suntem ok și aici. Trebuie să verificăm în spate ce găzduiește mai exact.
Să ai grijă cu ele, de ce? Prima oară, hai să numărăm tot. Ne asigurăm că e cu lista Biohazard Trials 3, Soap 2, Gas Range 1, Toilet 1. Ok. Suntem în regulă. Pare în regulă, doamnelor și doamnelor. Da, băi, ok. Pune-le și tu la loc. Ce ziceți, în regulă mine asta? Pare în regulă. Pare în regulă. Mă, nu e nimic greșit la tine. Ești fără de greșeală, cum s-ar spune. Avem așa, 6 mâncare. Ce are de mâncare? Nimic. 3 household, adică o toaletă și atât. Biohazard are 3. Sau soap-ul se pune pentru casă? Săpunul? Gas range? Nu îmi dau seama. Cred că e la limită ăsta, nu? Nu știu. Nu îmi dau seama. Sunt prea 0 IQ ca să-mi dau seama. Eu cred că ăsta e la limită. Și acum să fie avut simbolul de contrabandă. N-am mai verificat mașina cu geamuri sparte cu alea. Moment epic ea. A, mă, frate, mă. Nu îmi dau seama din ce categorie fac parte itemele. Mi se pare prostie. Ca să stai tu să te gândești și să analizezi. Come on. Mă enervează chestia asta. Mă sună șefa. Mi hefa. Un bărbat a fost bătut brutal. Have new details, ia mă. De detalii noi ce? Un agent sub acoperire de-al nostru. Grăbește-te. După ce că eu sunt în vame și ăștia vor să fiu un fel de agentul 47 eu, adică... Ești nebun. Da, mă, băieți, am ajuns. Pe care împușc? Pe ăsta? A, trebuie să vorbesc cu el. Stai, să opresc prostia asta. Că mă sparge de cap, nu? Nu e ținut aici, în altă parte? Ia zi. Acum ora a venit un nene aici, a parcat în pădure. Stanovka, du la so. Aci, veci ta adruminitka. Hno li șto ce to sam ovdi? Părea că așteaptă pe cineva. Kaji hno vyhodi. Objavist tu eto krmi. A apărut o mașină neagră de nicăieri. Aci trei mascovni. Și trei bărbați cu baclavale. Balaclavale, nu știu ce stălea. Kaji hno mdlak. Oni pojuchli evo at lugaznitstvo ili shayat poludniki. Search the car. Cred că aia era mașina asta, dar a fost jefuit sau răpit, mă rog. În spate aici pe banchetă, uite, găsim portofelul. Hai că poate are buletin, chestii. Să vedem ce zice. O, Dimitri, Dimitri. Dimitri. Probatnii că nu problema. S-a băgat iar în ceva. Este o raboță, ta e taci visenca. Și-a băgat în sunul unde nu-i fierbe oala. Cum s-a zice pe românește. Cine e? Ăsta e, mă, Dimitri. Eto gupo concilis. Aia pazmeș la fond ranieșcu drogaș. Zice că muncește la ei să susțină familia. Nicovnaia, eto trudna. A da madre familia, ați traboi. Meno fundro ilio pisotni. Am găsit un caiet. Eto mami sien. Ia-l și uită de tot. Mă apropie de adevăr. Trebuie să verific ceva. Vorbește cu dealerul de unelte. Caută depozitul la Drunken Beer Inn. Ask Sawmill, vorbește cu muncitorii de aici, de la Sawmill, unde suntem noi, explorează ruinele. Search the old ruins. Mamă, deci de la agentul 47 am trecut la detectiv, la ochii din umbră. Cred că o să oprez mașinuța. Deci n-am mai pus ținta, nu credeam că e așa aproape. Mamă, e unul în pădure. Foarte bine. Bun.
Care mai sunteți? Mai e unul aici. Gata? Mamă, dar de ce păzeau toți zona asta? Serghei a descoperit un agent dublu. Datorită lui, Ivan a fost trimis la tabără nu știu unde. Ai grijă, poliția este pe urmele noastre. A, ăștia vorbeau criminali între ei. Ok. Secret KGP files found. Go to the labor camp. Mamă, mamă, ce misiune nebună. La labor camp e unde îi duci pe ăștia să-i arestezi, parcă. Ok. Bă, nu mă mai teleportează, e bine. Ia. Te referi la Ivan. A fost doar câteva ore. Și s-a bătut deja cu un alt prizonier. Are o barbă roșie. Mă, nu cred că o să vrea să vorbească cu tine. Mă enervează că nu îți arată. Da, cred că e băgat ca lumea aici, sau? Că nu mi-arată unde mă duc. Ai barba roșie? Ai barba în scară. Dacă o colesc pe aici, ajung undeva? Ăsta e? Ivan. Nemernicule, crezi că o să spun ceva? Voi muri curând. Fă prizonierul să vorbească? Deci oamenii tăi au jefuit, doamne, au furat un agent. Spune-mi unde l-au luat. Vorbește! Îi dăm una pe cărcă sau ce facem? Îi dăm cu lopata. Bă! L-am cucușat! I-am dat o... Deci i-am dat literalmente o... Doamne, sapă în barbă! Și a leșinat, a murit, a lovit capul de piatră, nu știu ce a făcut. Nu-i mai dăm la căpățână că leșină. Îi dăm aici, la șosetă. Ok, ok, lasă-mă în pace. A dus la cimitir acum mult timp. Opa, deja căutăm cimitirul de grabă. What, ce s-a întâmplat? Ciudat e că nu m-a lăsat să intru cu mașina aici. Adică am lăsat mașina tocmai la poartă. Așa că hai să mergem până în capăt. Pornim și sirena, mamă, dar mașina asta derapează foarte ușor. De grabă la cimitir, Raina. Am fost și în episodul anterior, dacă țineți minte. Fraților, unde sunteți? Find Belov. Întrebarea pentru astăzi este, dăm și noi un like dacă vă place seria să mai continue sau nu prea. Fii atent unde l-au băgat. Mamă, s-a bătut cu ăștia. Mai trăiești? Cum m-ai găsit? Oamenii m-au torturat. Dar le-am luat armele. Am dovezi dintre cooperarea ceva ganguri. Am învățat nume, locul unde se întâlnesc, știu mișcarea lor următoare. Ajută-mă, trebuie să ajung la spital. Îl ajut, da. Dacă eram de partea zi, criminalilor îl lăsam. Belov spune detaliile, dar abia dacă înțelegi ce zice. Ryan, stomac sângerează mai mult în fiecare moment, ajungi la spital. Îl lași în voia doctorilor. Da, interesant, chiar sunt curios. Jocul ăsta nu e super mega ultra complicat. Ce se întâmplă dacă treci pe partea asta a criminalilor? Care o fi ending-ul sau... Să vedem. E bad ending, adică, sau e bun? Hai să vedem, Ayman... Hawk. Cori, mamă. Aici nu ne mai complicăm, boys. De-aia am upgradat căsuța. Să verificăm direct de aici, așa. 26 septembrie 1981 e bine.
26 martie nu e bine. Tranzit. De arătat arată ca el. KBK52361K. Ok. Șolec. Șolec. KBK5236. 5236IK. Ok. Pare că se mișcă toate căprițele, deci sunt reale. Ok. Nu o să poate să intre, sau nu poate intra. ZAGR53. Avem pick-up-ul ăsta așa cu copertina. 4240. Da, e trecut și de greutate. Vehicle weight. Ok. Trei căprițe sunt într-adevăr. Aici am verificat. Hai să ne uităm la inspecția tehnică a mașinii. Pentru că front bumper-ul este missing. Cât și numărul. Are să pun defective bodywork sau n-are treabă? Da, missing mirror. Missing defective bodywork. Adică e missing... Da, e aripa asta, nu știu ce. Ok, flat tire din nou aici așa. Nu că pe față n-a avut. Nu cred că are contrabandă la el. Știi ce zic? Da. Ok, geamul ăsta e spart? Nu e spart. Bun, denied. What a day. Hai să aflăm împreună dacă e ce trebuie nenea asta sau nu. Clar nu trebuie să intre, dar nu știu dacă e perfect. Perfect, bă. You can go about your own business. Bun. Nu-l duc pe ăla la pușcărie. Mă rog, l-am pe unul acolo. Îl lăsăm pentru episodul viitor, îl ținem minte. Ia uite ce cămăruță frumoasă am, stau pe scaun. Mă relaxez, ok. Ne băgăm la nănică. Mai trece o zi în granița aceasta. Ziua 21, să știți că la ziua 30 se încheie seriuța. Deci mai avem, cred că vreo, nu știu câte zile fac pe episod. 3 zile? Mai avem episoade. Bun. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like, vă mulțumesc pentru vizionare. Ne vedem la viitoare. Pooo!